Destul de des, când ajung acasă, avem acolo un countertop și countertop, zic bine, nu? O insulă, insulă de bucătărie, îmi cer scuze, insulă de bucătărie. O insulă mai mare de bucătărie și acolo este o floare, o orhidee, ea e veșnică acolo, în sensul că eu o schimb când nu mai e veșnică. E o floare un pic mai scumpă, știți orhidee, nu? Fetele, știți orhidee. La început îi duceam lui Carmen trandafiri, îi duceam mai rar, uitam, dar 39 de ani, adică un timp suficient de lung și un om așa ca mine, până la urmă să n-aibă încotro să priceapă. Și într-o zi mi-a zis, uite, văd că ai început să-mi aduci flori, apreciez foarte mult, dar deși nu-mi stă frumos, o să-mi permit să te rog ceva, dacă e posibil. Te rog frumos să-mi aduci orhidee. Ok. M-am dus, am învățat ce e aia orhidee, am găsit un loc unde tot timpul au orhidee, am învățat că trebuie să mă uit, să nu fie foarte deschis bobocii și dacă unii sunt deschiși, trebuie să fie și unii nedeschiși, pentru că ei se deschid între timp. Am învățat că ea știe să-i pună cuburi de gheață acolo la rădăcină și atunci ține o lună de zile, poate chiar și mai mult, poate două, trei luni, nu mai știu cât ține. Eu când intru în casă mă uit la planta aia și dacă văd că toți bobocii sunt deschiși, atunci îmi deschid portofelul, mă duc la prăvălie și mai cumpăr o floare din asta. Câteodată mai pun în ea o felicitare în care scriu cuvinte. Carmen le numește cuvințele, mi-ai scris cuvințele. Ok. Eu nu simt emoțional să-i cumpăr floare. Nu simt. Pentru că mie mi se pare, să vă spun, să mă iertați, mie mi se pare o mică prostioară să cumperi o viață întreagă flori fără niciun rost. Nu-s bune la salată, nu-s bune la ciorbă, nu-s bune la nimic. Deci e un gest ineficient. Bărbații cântăresc viața prin prisma eficienței. Frumos, ce e la frumos? Ce e la frumos? Ce e la frumos? Eu zic că mai bine aș duce un set de bujii, să schimbe bujiile la mașină, sau un set de cauciucuri de iarnă, că uite, vine iarna, ar fi folositor. Dar florile nu dau nicio scânteie să pornească motorul și nu dau stabilitate la mașină pe gheață și pe zăpadă. Dar în sfârșit am înțeles că soția mea e femeie, că femeilor le plac florile, nu înțeleg nici de ce, nici cum, dar ăsta nu e singurul lucru pe care nu-l înțeleg. Am înțeles că ăsta e un dat, adică un adevăr, eu nu-l pot mișca și eu o să trăiesc în adevărul acesta. Nu simt nimic, încă o dată vă spun, dar cu mintea știu că eu vreau să-i fac o bucurie la soția mea. Pentru că dacă altcineva vrea să-i aducă vreo floare, atunci va fi foarte complicat. Deci n-are nimeni voie să-i aducă floare la soția mea decât eu. Și dacă eu nu-i aduc, ea rămâne fără flori. Cu alte cuvinte, ea e la mâna mea. Și atunci eu ori sunt o persoană fără simț, să nu pun simțul înainte de în prima parte a cuvântului, ori îmi pasă de ea și încerc să-i întrețin bucuria la capitolul ăsta, să-i duc câte o floare. Și eu gândesc așa, mă duc acasă, hai să-i duc o floare lui Carmen. Dar nu simt nimic. Și pur și simplu mă duc la prăvălie, cumpăr floarea, poate dacă am timp îi pun și cuvințele acolo într-un card, într-o felicitărică și las floarea lângă ușă, intru înăuntru să văd ce face și încerc să nu fie pe acolo. Iar dacă este, mai țin floarea la spate, în sfârșit, tot felul de scenarii. Îi duc floarea. Domnule, zici că i-am schimbat mașina. Deci se luminează, fuge repede la floare, o analizează, mulțumesc, mă pupă. E, făcând lucrul ăsta de câteva ori, mi-am dat seama că eu pot să repet gestul ăsta și în mod repetat, un fel de proces, să-i provoc bucurie. Repet, nu simt nimic, nu mă flutură nimic, nu simt nimic. E o alegere a mea, e pur și simplu o alegere, pur și simplu o alegere. Ei, frații mei, asta se numește dragoste.
Ea privește gestul ăsta ca pe un semn de iubire. Eu știu bine că iubirea asta nu e un sentiment, este o decizie pe care eu o iau cognitiv, rațional și aleg să mă duc la magazin, să-i cumpăr floarea, să-i o duc și o lună, două, jumate, o lună jumate, nu mai știu cât ține, atunci rezolv problema asta. Ei, doamna mea numește chestia asta iubire. Ea se simte foarte iubită. Peste tot când vine vorba de floare, nu mai apucă nimeni să vorbească de ea, că și așa e vorbăreață, guralivă, nevoie mare, și peste tot spune că bărbatul ei nu-l întrece nimeni la flori. Asta înseamnă iubire. Nu înțeleg de ce este greu să-ți iubești nevasta, dacă a-ți iubi nevasta înseamnă să faci alegeri spre binele ei, spre bucuria ei, spre împlinirea nevoilor ei, spre complimentarea ei, spre păstrarea încrederii sau spre confirmarea că e în atenția ta, că e ființa preferată, iubită și e încă regină, încă stă pe tron în casa aia. Asta înseamnă să iubești. Nu mai simt nimic. Stai liniștit. Nici eu nu simt nimic. Luna de miere a trecut. Hormonul ăla a plecat de mult și a făcut treaba și a plecat și am rămas cu alegerile. Important este ce alegi să faci acum, când nu mai simți nimic. Ea nu știe ce simt eu. Dacă simt sau nu simt, ea nu știe. Dar ea vede ce fac eu. Ea vede ce aleg eu pentru ea. Și gesturile astea pe care eu le aleg, pe care eu aleg să le fac, ea le interpretează iubire. Dacă mă duc, eu știu că femeia are nevoie să comunice cu soțul ei. Și atunci, indiferent cât de tare mă grăbesc, mă așez pe scaun și pornesc motorul. O întreb, ce mai faci? Și motorul începe să funcționeze. 10-15 minute trebuie să dedic pentru treaba asta. Nu spune de obicei nimic în legătură cu viitorul sau în legătură cu era gata să ardă casa, ci spune cum se simte, unde o mai doare, are, în ultimii ani are anumite probleme de sănătate. Și o ascult, mă uit la ea, dacă bâzie telefonul nu răspund, știu că asta durează 10-15 minute. Specialiștii îl numesc timp de calitate. Aleg să fac asta. Aleg, face parte din programul meu. Și o ascult și ea vorbește. Și se simte bine pentru că vorbește și că este ascultată. Mă uit în ochii ei, moță-i așa, din când în când, ca să vadă că sunt cu ea, mai zic, înțeleg, îmi pare rău, depinde ce îmi spune. Nu fac asta străin de ce se întâmplă, dar nu o fac sentimental. Pentru că bărbații nu pot să facă lucrurile astea sentimentale, ei pot să le facă sau nu, atât. Ei le fac ca bărbații, hotărăsc să le facă. De ce? Din interes pentru, din milă pentru, din spre binele lui doamna asta. Ei, doamnele numesc asta iubire. Unde-i problema? Unde-i greutatea?